doamnelor și domnilor, dragi prieteni, primul lucru pe care vreau să-l spun este că mă simt foarte bine în această superbă casă istorică românească, Cristianul Racoviță, care prin vrednicia unor români cu care suntem contemporani, a fost superb renovat. Al doilea, pornesc de la observație. Am văzut astăzi, de lungul zilei, la știri, la televiziunile de știri, unele doar televiziuni zise de știri, știrea referitoare la acest eveniment. Nu s-a suflat o vorbă despre faptul că este lansat împreună cu topul celor 300 cei mai bogați oameni din România, primii 100 cei mai vânduți pictori din România. Faptul trebuie să ne dea de gândit și vă propun o cheie de înțelegere a acestui fapt. Noica, Constantin Noica, pe care îl considerăm un filozof important și pentru cei decedați întotdeauna cu mare plăcere asociem determinativul românesc la numele lor pentru a arăta că îi cinstim, spunea că popoarele există numai prin cultura lor. Dacă au doar bogăție, înseamnă că stăpânesc prezentul. Dar cine stăpânește prezentul, nu stăpânește nimic din viitor, pentru că viitorul aparține, dacă există în genere o posibilitate, culturii. Și dădea, avea acest exemplu favorit, dădea ca exemplu civilizația, se spune, a hitiților. Un neam din partea estică a Anatoliei, care a dezvoltat un imperiu, care în a doua jumătate a celui de al doilea mileniu înainte de Hristos, reușise să concureze cu puterea asiriană încă nenăscută, cu un stat vecin, despre care voi spune un cuvânt, statul Mitanni, un nume foarte frumos, un nume cântat, de unde vine un personaj feminin frumos, și care a rivalizat cu puterea Egiptului pentru un timp. Ceea ce Constantin Noica spunea este că hitiții nu ne-au lăsat nici o amintire. Au avut o istorie, pentru că au stăpânit o vreme prezentul, dar neavând cultură, nu au reușit să ne lase nimic. Și dacă știrile noastre, în 2012, nu vor conține decât o știre referitoare la cei mai bogați 300 de oameni din România, dar nici una la evenimentul Conex, și într-adevăr este o idee foarte bună de documentat, pentru care îi felicit, dacă această conexiune între oamenii cei mai bogați și pictorii cei mai bine vânduți din țara noastră nu se face, atunci lucrurile vor sta ca în această anecdotă. Faimosul cardinal Newman, secolul XIX, Anglia, catolic, avea un frate mai tânăr, un scriitor diletant, cu priză în unele medii, și care luase, ca și noi, ca al nostru, pe hitiți, drept exemplu de non-existență. Și spunea, referindu-se la ceea ce pe vremuri era perceput ca marele regat al iudeii, spunea, dacă ar fi existat aceștia, adică hitiții, am fi putut vedea cu cât mai mici erau regii lor decât regii iudei. În 1887, la câteva decenii după ce fratele mai tânăr al cardinalului Newman făcuse această reflexie în care îi luase pe hitiți ca non-existență istorică, avea să se descopere în Egipt, la Tel El Amarna, o corespondență diplomatică senzațională, conținând 382 de tablițe, scrise în unei forme acadiene, ceea ce în vremea respectivă era limbajul diplomatic al zonei respective, care proveneau din, era corespondența întreținută de unul dintre marii faraoni, Amenofis al IV-lea, cu un rege important în zonă, din regatul Mitanni. Un regat care se află pe zona care astăzi include nordul Limbarului, nordul Siriei, o parte din partea de nord-vest a Irakului și o parte din sud
estul Turciei de astăzi. Ei bine, este vorba de daruri mutuale între aceste două puteri, regatul Egiptului și regatul Britanii, și un schimb dinastic. Și anume, una dintre fetele regelui regatului Britanii este trimisă în Egipt cu condiția să fie considerată prima soție pentru faraonul Amenofis al IV-lea. Amenofis al IV-lea era bătrân, avea deja o prima soție și nu putea, locul era ocupat. A murit în mod oportun și succesorul lui Amenofis al IV-lea a luat-o ca prima soție pe, și acesta este numele ei egiptean în înțeles modern, frumoasa care iată vine. Frumoasa care iată vine este faimoasa Nefertiti. Nefertiti, această regină a Egiptului, una dintre cele mai frumoase, mai puternice și mai bogate femei ale Bibliei, care împreună cu soțul lui Amenofis al IV-lea a făcut una dintre cele mai incredibile, neașteptate și senzaționale reforme religioase ale timpului, inventând practic monoteismul, de la care se crede însuși Moise l-a luat în exilul egiptean. Acest Amenofis al IV-lea, cu numele schimbat după reforma religioasă, Ahnaton sau Ecnaton sau Ekneten, în timp de 20 de ani cât a domnit, 1350 și 1330, a reușit să schimbe arta timpului lui și a reușit să facă din Nefertiti cea mai vizualizată femeie a istoriei Egiptului și poate istoriei antice, înaintea marii regine Hatshepsut, o regină care a devenit faraon femeie în Egipt. Ei bine, frumoasa care iată vine, Nefertiti, cea mai bogată, cea mai puternică femeie a timpului, a putut să supraviețuiască până în zilele noastre, devenind o imagine iconică prin bustul ei care se află la muzeul din Berlin, dar și prin numeroasele structuri terminate și neterminate, mult ori îmbrăcat, care au fost descoperite în atelierul pe care arheologii l-au dezgropat al marelui sculptor Tutmosis. N-ar fi ajuns cea mai cunoscută imagine iconică a Egiptului, Nefertiti, frumoasa care iată vine, dacă n-ar fi beneficiat de arta acestui sculptor senzațional care a fost Tutmosis și dacă arheologii nu și-ar fi dat silința să sape, să dezgroape și să restituie lucrurile așa cum au fost. Vă dau această anecdotă pentru că într-una, în două din cele 382 de tăblițe ale schimbului epistolar dintre regatul Mitanii și Egipt în jurul 1350 înainte de Hristos, există două mențiuni a hitiții. Asta le-a atras atenția savanților, au făcut identificările necesare și au făcut săpături de Anatolia, care în 1906 au condus la dezgroparea a 10.000 de tăblițe, care și ele erau scrise în unei forme acadiene și care au putut restitui limba, care este o limbă indo-europeană, care a fost descifrată de un lingvist cef în 1915, și informații despre administrația, politica, cultura instituțională, dar nu cultura pur și simplu a hitiților. Așa că hitiții au rămas să fie restituiți în istorie fără cultura lor, dar pornind de la o aluzie într-o corespondență diplomatică de la 1350, în care frumoasa care iată vine din regatul Mitanii s-a dus pentru a deveni cea mai puternică, bogată și astăzi reprezentată femeie din Egipt. Acest lucru s-a datorat altora. Artei unui senzațional sculptor pe nume Tutmosis, al cărui atelier a putut fi dezgropat și unde faze intermediare de reprezentare a reginei Nefertiti au fost găsite. Când spun faze intermediare de redare, mă refer la faze intime, ceea ce ridică problema
szefem tej relacji pytał się, egzystent dla regina się czel ekstraordinar skultor. Egzysta to dla muzeum din Berlin o reprezentare unki czuare a regine nuta, w care aproape se vede celulita copselor de la ușor spre atopită, se văd sânii, se văd marcați banii sânilor și forma specifică unei femei de 30 de ani, puțin lăsați. Este ceva la fel de emoționant ca și această superbă lucrare de Tonița pe care o puteți vedea în încălperea de alături. Arta a făcut-o pe Nefertiti nemuritoare. Arta a făcut cu putință o mențiune unui popor care nu are altă istorie decât a prezentului pe care atunci l-a stăpânit și pe care l-a pierdut pentru că n-a avut posibilitate. La această perspectivă care mi-a fost sugerată de modul în care emisiunile de știri au menționat topul celor 300, dar nu au menționat topul celor 100, are un codicil. Codicilul nu este din țara noastră, este din Statele Unite. În Statele Unite au existat mari industriași în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care au făcut industrie carboniferă, industrie metalurgică și care au devenit nume pe fundații, ori ctitorii, pe care noi astăzi le cunoaștem din beneficiul artistic care rezultă din el. În epoca, dacă spuneai Andrew, cu această pronunție, dar nu mai a noastră, Carnegie, știa toată lumea, dacă era un muncitor, că este un mare industriaș și îl detestau pentru că este un mare industriaș. În orice caz, nu era un nume cu care Statele Unite să se folosească. Dacă în 1898 Andrew Carnegie nu ar fi vorbit cu un important arhitect pentru a face frumoasa clădire care astăzi, cu pronunția de acum, este Carnegie Hall în New York. Este clădirea de care se leagă cele mai senzaționale reprezentări ale artelor în epoca noastră. Fie este vorba de arte care celebrează opera, ori arte care celebrează operele rock. Led Zeppelin a concertat la Carnegie Hall și există un disc care a păstrat această frumoasă demonstrație de art rock contemporan. Andrew Carnegie avea un prieten pe nume Andrew Mellon. Andrew Mellon și el, un bancher și un industriaș faimos al epocii, un om care a trebuit să vă dau o dată despre bogăția lui Andrew Carnegie. Bogăția lui, la data la care a murit, cred că 1919, în banii noștri de acum, în 2007, când s-a făcut evaluarea, era evaluată la 300 de miliarde de dolari. Era o senzațională avere. Prietenul lui Andrew Mellon, colecționant de artă, veți vedea în ce conjunctură, bancher și industriaș de mare succes, în 1925 avea o avere care era a treia din Statele Unite, după John D. Rockefeller și după Henry Ford. Pentru cei care nu se au bine cu puterea politică, să știți că Roosevelt, în anii 30, îl detesta pe Andrew Mellon. Andrew Mellon a făcut un lucru care se vede încă astăzi pe National Mall în Washington. În 1937 a făcut o înzestrare de 10 milioane de dolari și a donat toată pinacoteca personală și a construit pe banii lui pentru a o adăposti ceea ce astăzi este National Gallery din Washington. Am mai făcut un lucru, am ființat un institut care funcționează astăzi în așa numita Carnegie Mellon University, desprinsă din Pittsburgh University, unde inițial el fundase, pe banii lui, un institut de cercetări pentru industrie. Andrew Mellon a sfătuit pe al treilea personaj pe care vreau să evoc în fața dumneavoastră, pe Henry Clay Frick. În New York există cel mai frumos muzeu din lume. Numele lui este Frick Museum. Cel care l-a înființat este și el un mare industriaș metalurg al Statelor Unite,
care în 1913, la intersecția dintre strada 70 și Fifth Avenue, a făcut o frumoasă clădire care adăpostește colecția privată de tablouri, sculpturi, tapiserii și așa mai departe, a lui Frick. Dacă Frick n-ar fi avut ideea pe care l-a împărțit-o cu Andrew Mellon, prietenul lui, să facă acest superb muzeu, care vă spun este cel mai frumos muzeu din România, n-am fi știut că el a fost unul dintre cei mai mari bogați ai Statelor Unite, în care calitate a contribuit în mod decisiv ceea ce în a doua jumătate a lui 18 Adam Smith a numit bogăția națiunilor. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este acesta. Bogăția națiunilor astăzi, pentru un stat modern, diferă radical de bogăția pe care un rege precum Amenofis, un faraon precum Amenofis al IV-lea putea să o aibă. Atunci bogăția însemna în mod esențial posesiuni și putere militară. Posesiunile și puterea militară sunt în mod economic improductive. Din acest motiv, prosperitatea unei națiuni pe vremea aceea era asigurată de războaiele de cucerire, pentru că a avea bogăție însemna a putea răda. Pentru națiunile moderne, bogăția are un cu totul alt înțeles. Pentru că nici o mare avere nu poate rămâne o mare avere dacă nu execută un serviciu social. Acest serviciu social are două componente. Este componenta propriu-zisă economică, care se reflectă prin faptul că prin ordinea socială a proprietății private, tipul de produs pe care întreprinzătorul îl pune pe piață, prin intermediul utilității lui sociale, există o întoarcere economică care, dacă foarte mulți, nu puțin, au nevoie de acel produs, atunci el capătă o mare avere. Nici o mare avere în context modern nu poate rămâne mare avere dacă nu are un serviciu social reflectat în utilitatea economică. Pentru că esența capitalismului este că produsele lui se adresează consumatorilor, nu se adresează elitei conducătoare. Altfel nu ar fi mare avere decât prin prană. Al doilea aspect al serviciului social este cel pe care l-am ilustrat cu cei trei mari industriași și bancheri americani, Andrew Mellon, Andrew Carnegie și Henry Clay Frick. Anume o investiție în cultură. Istoricii economiei din Statele Unite știu bine ce contribuție importantă în termen de inovație economică și locuri de muncă și industrii fiabile au acești trei mari industriași americani. Dar dincolo de istoria economică, noi astăzi știm de Carnegie Hall, știm de National Gallery și știm de Frick Museum. În urmare, motivul pentru care excelenta idee de a aduna astăzi în jurul celor mai bogați români și în jurul celor mai bine vânduți 100 artiști plastici români este aceea că orice bogăție astăzi este o bogăție dacă are serviciu social reflectat în utilitatea economică și serviciu social reflectat în capacitatea de a investi în viitorul națiunii. Viitorul națiunii nu este economic. Prezentul este economic. Viitorul unei națiuni este doar cultura. Altfel, vorba lui Noica, un filozof de cine știe ce naționalitate peste nu știu câte sute de ani, va spune, dacă noi astăzi nu investim în cultură, așa cum a făcut Andrew Carnegie, Andrew Mellon și Henry Clay Frick, și cum a făcut Amenofis al IV-lea, întreținându-i atelierul de sculptură marelui sculptor Tutmosis, dacă nu vom face acest lucru, un filozof peste 10, 100 sau 200 de ani vor spune, românii au fost o putere regională în Balcani, dar ne făcând nimic cu cultura, nu se mai știe nimic despre ei. Faceți, vă rog, în așa fel ca să se știe despre noi în